La cetatea medievală a Severinului s-a derulat sâmbătă un nou festival medieval menit să readucă în atenție viața cetății prin promovarea turistică a Severinului. Este în fapt vorba despre un eveniment care se derulează în cadrul unui proiect finanțat prin programul operațional regional 2007-2013 și implementat de către Consiliul Județean Mehedinți. În anii trecuți, Consiliul Județean Mehedinți a implementat un proiect cu finanțare prin programul operațional regional care a avut ca obiectiv promovarea municipiului Drobeta, Turnul Severin și în special a cetății medievale. Acum am organizat un eveniment care are în vedere sustenabilitatea proiectului deja implementat și am creat acest eveniment, Drobeta ținut de legendă. Așa cum constatați și dumneavoastră și cum constat și eu că se bucură mulți dintre severineni, beneficiem astăzi de prezența unor meșteșugari, a unor luptători pe care îi vom vedea mai târziu și a unor menestreli care refac atmosfera medievală aici în cetatea medievală a Severinului. Mă bucur că aici au venit artiști și meșteșugari din toată țara, din mai multe colțuri ale țării, pentru punerea în valoare a acestor tradiții și meșteșuguri. Am vizionat un atelier de farmacie, așa cum se făcea la vremea respectivă, de pielărie, țesătorie, iată, auzim pe fond și muzică medievală la instrumente specifice acelor timpuri. E foarte interesant și cred că noile generații merită să vadă cum s-a trăit în acele vremuri și faptul că civilizația pe aceste meleaguri a început de mult e un lucru bine știut, dar care trebuie repetat de fiecare dată. Un eveniment care, pe lângă faptul că pune în valoare cetatea medievală, ne și readuce în aminte cum era viața odată. Festivalul a adus în atenția participanților meșteșugari, tradiții, veșminte, muzică și dansuri din perioada medievală. La atelierul cizmarului, cei prezenți au văzut tehnica de realizare a opincei. În primul rând se taie pentru a face șireturi, în al doilea rând cu dornurile facem găuri pentru a putea introduce șiretul. Așa arată o opincă în stadiul inițial, după care va căpăta forma aceasta, va fi prinsă cu un șiret, în spate va forma călcâiul, se va prinde, după care, cum vedeți la aceasta, trecem șiretul prin ea, aici vine piciorul, iar aceste șnuri foarte lungi vor fi fășurate pe pulpa piciorului. Combina cam de toate, de la fierărie, pielărie, bijuterie, pictură. Da. Și cum compania Dracu Nigru s-a făcut la Drobeta Turnul Severin o incursiune în lumea bătăliilor medievale, de la eveniment nu putea lipsi vindecătorul. Aici am adus pentru astăzi, având în vedere specific cu colegilor mei care sunt pe luptă, am adus lucruri de prim ajutor în bătălie. Plantă piretru care este antimicrobian și antiinflamator, deci cum ar fi un fel de apă oxigenată de astăzi. Am adus cicatrizant, căpșun și troscot. Evenimentul s-a încheiat în jurul orei 17 cu un concert medieval susținut de trupa Truverii.